Autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală a prelungit cu 14 zile până la 1 februarie 2013 termenul limită pentru depunerea proiectelor aferente celei de-a 12-a sesiuni pentru măsura 123, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, potrivit anunțului publicat pe site-ul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Fondurile disponibile pe această măsură sunt de 80 de milioane de euro, din care 20 de milioane de euro pentru implementarea standardului privind laptele crud în conformitate cu decizia Uniunii Europene și 60 de milioane de euro pentru finanțarea proiectelor care vizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole. Potrivit Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 123 este de 3 milioane de euro. Măsura 123, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, se încadrează în axa 1, creșterea competitivității sectorului agricol și silvic, și are ca obiective principale introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și forestiere competitive și adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare, atât în etapa de procesare, cât și în cea de distribuție a produselor obținute. De asemenea, măsura mai are ca obiective îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole, precum și creșterea eficienței economice a activității micro-întreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de prelucrare. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente măsurii 123 este 1 februarie 2013, ora 12. Anunțarea rezultatelor pentru solicitările de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea raportului de selecție de către directorul general al Autorității de Management pentru PNDR. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va notifica în scris și prin intermediul paginii de internet www.apdrp.ro și www.madr.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediile agențiilor de plăți și dezvoltare rurală.